școala românească, punând accent doar pe reproducere, sau în mare măsură pe reproducere și pe memorizare, a fost un mediu în care, haideți să spunem, de-a dreptul, s-a cultivat involuntar un fel de cultură a copiatului. Copiem de oriunde putem, de pe internet, de pe referate.ro. Ne complacem în această situație ca profesori, sarcina noastră fiind mult mai ușoară atunci când știm că elevul sau eleva au produs imediat la comanda noastră o lucrare și nu ne asumăm rolul mult mai dificil, acela al pregătirii reale și a cultivării minților acestor tineri care trebuie să funcționeze mai bine atunci când ies din școală. De aceea nu trebuie să ne surprindă faptul că fenomenul plagiatului are această amploare în România. Argumentul pe care îl prezint aici nu vrea să relativizeze vina morală reală pe care au cei care plagiază. Nu vreau să spun că din cauza faptului că se copiază în școala românească, plagiatele sunt mai puțin vinovate. Vreau să spun însă că trebuie să reașezăm și să recalibrăm învățământul pe alte traiectorii pe care alte sisteme de educație din țări europene, din Statele Unite și din Asia deja le-au găsit și le aplică și în care elevul vine într-adevăr la școală cu plăcerea de a afla și de a învăța.